caz, astăzi am avut lecții cu refugiați în Ucraina, a fost plin aici, aici deja tot este pus, macheta, a rămas, facem clasele și bucătăria. Iată aici aveam nevoie de bucătărie, iată aici până când am amenajat așa cu mesele care le aveam, cu frigider care l-am primit de la Germania, l-am folosit la construcție și am ținut produsele pentru refugiați. Pentru copii, școala duminicală, lucrarea cu copiii refugiaților, la fel avem nevoie de modulă. Am procurat și un aspirator după ce am pus macheta. Deja s-au înmântat ușile la băi. Și acum e nevoie de montat tehnica sanitară și pentru amenajarea cafenelii, iarăși e nevoie de resurse financiare. Aici este sala de închinare. Aici vrem să punem macheta, dar pentru a pune aici macheta trebuie să coborâm toate lucrurile astea la subsol. Dar la subsol încă nimic nu este gata și trebuie să facem reparații acolo. Iată, aici este subsolul unde vrem să aranjăm și să amenajăm ceea ce ați văzut acolo la etajul 3. Deci vrem să facem curat, să turnăm podelele, să vopsim, să punem ventilare. Iată, camera asta deja am pregătit-o pentru a turna podeaua. Vrem să punem condiționarea, ventilarea, să pregătim pereții pentru vopsit, podul. Iarăși aici tot așa vrem să turnăm podeaua și pentru asta iarăși avem nevoie de resurse financiare ca să putem da în exploatare etajele de sus, putem începe închinarea sus, e nevoie ca să facem acest centru de distribuire a ajutoarelor la subsol, unde pe viitor ne gândim și dorim ca să fie un centru sportiv pentru tineri din Moldova.